Mănăstirea Sfânta Treime din localitatea mehedințeană Cerneți și-a sărbătorit astăzi cu anticipație hramul. Sfânta Liturghie și vecernia plecării genunchilor au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Cu inimile pline de bucurie, acum în ziua de pogorâre a Sfântului Duh, ne-am rugat împreună cu preoții și credincioșii aici, la mănăstirea Cerneți. O mănăstire cu vechime de câteva sute de ani, cu o pictură valoroasă ce s-a păstrat în două straturi. Cernețul a fost capitala județului Mehedinț după distrugerea în 1524 a orașului Turnul Severin, care a fost ras de către Soliman Magnificul. Aici, în Cerneț, se păstrează încă patru biserici monument istoric, biserici de mare valoare în care preoții slujesc Sfânta Liturghie. Dumnezeu, cu harul Preasfântului Duh, să vină în inimile fiecăruia dintre noi și să ne aducă o dihnă sufletească și multă, multă liniște. Mănăstirea Sfânta Treime din Cerneți a fost zidită în anul 1662 de voievodul Grigore Ghica, fiind cunoscută în istorie și ca așezământ episcopal.